Turchi și ocupă în prezent funcția de asistent universitar la Facultatea de Inginerie, în cadrul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică. Activitatea sa profesională arată cât de importantă este pasiunea și determinarea. Olimpic la matematică, deține un doctorat în Computer Science și a lucrat o perioadă de timp pentru Entity Data. Domeniul în care activează a devenit indispensabil societății actuale și prezintă în permanență provocări. Este mereu conectat la ceea ce este nou în sfera tehnologiei și de mai mult timp își concentrează atenția pe criptomonede, făcând parte din proiectul Elrond. Bună seara, domnule Radu Kish! Ne bucurăm să vă avem alături în studioul LBS TV. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! În prezent, ocupați funcția de asistent universitar în cadrul Facultății de Inginerie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această profesie? Am ajuns la Facultatea de Inginerie la insistențele domnului profesor Vințan. Îmi doream să continui pe partea de cercetare după doctorat și așa am ajuns pe un post de asistent universitar la facultate. Am luat-o ca pe o provocare, încercând să le explic studenților sau să țin laboratorul și cursul așa cum mi-aș fi dorit eu să fie ținut când eram eu în facultate, să fie mai interactiv, aș zice, să fie ceva state of the art, adică să fie de ultimă generație ceea ce predau și asta mi-am propus să fac la laborator împreună cu studenții mei. Aș spune că mi-a reușit, pot să dau un exemplu de anul trecut, la un laborator la care făceam optimizarea microprocesoarelor. Am văzut exact în acea săptămână s-a lansat noul procesor de la cei de la Apple și am putut să ne uităm exact ce făceam la laborator pe partea de eficiență energetică, pe partea de performanță, pe partea de consum de energie, să vedem cum am optimizat noi procesoarele didactice de la laborator și ce au făcut cei de la Apple de ultimă generație. Știm că lumea tehnologiei se află în continuă dezvoltare. Care considerați că sunt, în prezent, cele mai mari provocări în domeniul în care activați? În domeniul calculatoarelor și tehnologiei informației sunt foarte, foarte multe provocări. Dintre cele mai mari, aș putea să numesc câteva. Una ar fi securitatea informației. Din ce în ce mai multe informații personale le punem în cloud, le avem pe calculator, le avem digitalizate și partea de securitate cred că o să fie o provocare în viitor. Aceste informații se vând, mai apoi pentru a primi diferite reclame personalizate și cred că în viitor ar trebui să putem să decidem noi care dintre informațiile noastre, personale, o să vrem să le dăm mai departe sau nu. Un alt domeniu, cred că este partea de criptografie și partea de quantum computing. Aici o să se schimbe cu totul paradigma de calcul. O să apară niște calculatoare foarte, foarte noi care sunt foarte bune și pot face calcule foarte, foarte repede pe niște probleme specifice. Și nu în ultimul rând, a zice că următoarea perioadă o să fie o perioadă în care calculatoarele, tehnologia informației, medicina și biologia o să joace un rol foarte, foarte important. Marile descoperiri cred că o să fie în aceste domenii. Aici aș putea să povestesc puțin despre Brain-Computer Interface. Elon Musk lucrează la un proiect în care încearcă, inițial, din câte am înțeles, o să fie pe partea medicală, implementat un chip care să se lege la creierul uman, dar în viitor am putea ajunge ca în Matrix să ne facem download la o carte sau să ne facem download la programul de a pilota un elicopter. Astăzi, tot mai multă lume începe să descopere criptomonedele. Ne puteți prezenta, pe scurt, ce înseamnă ele și cum vi se pare investiția în criptomonede? Da, criptomonedele au luat un avânt foarte, foarte mare în ultima perioadă. Din ce în ce mai multă lume dorește să investească în criptomonede. Criptomonedele sunt niște monede virtuale care se bazează pentru securitatea lor pe niște primitive criptografice. Pentru a nu putea falsifica aceste monede, pentru a nu putea folosi aceeași monedă să plătim două chestii diferite. Asta se numește în termeni tehnici double spend problem. Și au apărut din ce în ce mai multe criptomonede în ultima perioadă. Ele au la bază, sau majoritatea au la bază, tehnologia blockchain, unde informațiile despre
ce adresă sau ce portofel, ce monede deține, sunt scrise pe un blockchain. Blockchainul ăsta poate fi văzut ca un registru descentralizat, care este copiat pe mai multe calculatoare în același timp și acolo stă informația despre cine ce monede deține. Credeți că, în sens general, criptomonedele ne pot schimba viața? Da, cred că deja o fac. Investițiile în criptomonede de chiar acum ne pot schimba viața, se pot îmbogăți unii, dar la fel de repede se poate ajunge și la o sărăcie, în cazul în care scade prețul. Toată lumea își dorește să crească prețul, dar nu este ceva ce se poate întâmpla la nesfârșit. Să cumpărăm ieftin și să vindem scump, asta înseamnă că cineva e dispus să cumpere și mai sus. Investițiile în criptomonede sunt un high risk, high reward. Adică există un risc foarte, foarte mare, dar în același timp poți să și câștigi foarte, foarte mult pe urma unei investiții în criptomonede. A zice că cine se gândește să facă o investiție în criptomonede, în primul rând să se documenteze despre criptomoneda în care dorește să investească, să vadă că există o echipă în spate, că nu este doar o criptomonedă sau nu este doar o monedă prin care ți se iau banii, ți se dau niște tokeni, o monedă, și după aceea rămâi fără nimic până la urmă. Tu ți-ai dat banii tăi pe ceva ce nu valorează deloc. Pe lângă investiții, care ne-ar putea schimba viața, criptomonedele, aș spune mai în special blockchain-ul, tehnologia blockchain, ar putea revoluționa diferite domenii. Cel financiar, în care putem transfera niște monede oriunde în lume cu niște costuri foarte, foarte mici, foarte, foarte repede, fără a mai avea nevoie de un intermediar. Intermediarul fiind banca sau o firmă care poate să facă transferul, tu depui la firma respectivă niște bani și în partea cealaltă cineva poate să scoată banii respectivi. Tot la tehnologia blockchain, aș spune că se poate aplica nu numai la transferul de valoare, de monede, ci și, de ce nu în viitor, la transferul de proprietăți, să fie digitalizat absolut totul pe un blockchain. Se poate face un tracking de supply chain, tot pe blockchain. Se poate face un vot care să fie transparent, sigur și privat acolo. Deci cred că în viitor, din ce în ce mai multe domenii, vor avea de câștigat de pe urma tehnologiei blockchain și ne va impacta viața în viitorul, cred că, destul de apropiat. Sunteți parte din proiectul Elrond. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Ce presupune el? Da, lucrez de mai bine de 3 ani jumătate la Elrond. M-a atras partea de tehnologie a blockchain-ului. Deci am ajuns să lucrez acolo nu pentru că făceam o criptomonedă, ci pentru că am văzut că în spate există tehnologia blockchain care întrunește foarte, foarte multe dintre materiile pe care le-am studiat la facultate. De la partea de rețele, la algoritmi, la machine learning, la inteligența artificială în anumite cazuri, rețele, economie chiar. Mi s-a părut că aș putea să-mi folosesc tot ce am învățat la facultate, inclusiv la doctorat, foarte, foarte importantă în crearea unui blockchain nou, este și partea de cercetare. Trebuie să fii sigur că ești state of the art, de ultimă generație, și să vii cu îmbunătățiri peste ceea ce e state of the art. Proiectul Elrond a luat naștere la sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, când Benjamin Mincu, CEO-ul, a venit cu o propunere. Haideți să vedem cum putem face un blockchain mai rapid, mai eficient decât blockchain-urile care existau atunci și care există și acum. Mă refer aici la Bitcoin și la Ethereum. Bitcoin-ul poate să facă momentan aproximativ 7 tranzacții pe secundă, atâta se pot procesa. Ethereum-ul undeva la 15-20 de tranzacții pe secundă și ideea era ca Elrond
să nu facem de 2 ori, de 10 ori, de 100 de ori, ci de 1000 de ori mai multe tranzacții pe secundă, cu o eficiență energetică mult îmbunătățită. Dacă la Bitcoin și la Ethereum consumul de energie e comparabil cu al unor țări, la noi e un consum foarte, foarte mic. Putem face de 1000 de ori mai multe tranzacții, deci momentan putem face peste 10.000 de tranzacții pe secundă față de 7-14 tranzacții pe secundă cât se pot face la blockchain-urile proof of work, cum sunt Bitcoin-ul și Ethereum-ul. Și atunci ideea de la Elrond a fost să facem un blockchain proof of stake, care e mult mai eficient decât cele proof of work, și pentru a putea scala în viitor, dacă este nevoie, la mai mult, la procesarea mai multor tranzacții, să facem sharding. Sharding înseamnă împărțirea blockchain-ului în mai multe blockchain-uri care pot să proceseze tranzacții în paralel și atunci, la nevoie, se mai pot adăuga blockchain-uri în, pentru a crește puterea de procesare. Și acum o întrebare mai personală. Ce anume v-a motivat de-a lungul timpului în viața profesională sau ce anume credeți că este cel mai important pentru o evoluție profesională frumoasă? Foarte important este să faci ce îți place. Cred că am citit într-o carte și spunea că dacă lucrezi în ceea ce îți place, nu o să trebuiască să lucrezi niciodată în viitor, că de fapt faci ceea ce îți place. Îmi place partea de programare, îmi place partea de economie. Mi-au plăcut toate materiile pe care le-am studiat în facultate și am avut norocul să ajung să lucrez la Elrond, unde aș spune că folosesc foarte, foarte multe din cunoștințele pe care le-am acumulat în facultate. Asta nu înseamnă că dacă ție îți place să testezi jocuri sau ceva, o să îți găsești un loc de muncă ca și tester și o să fie totul perfect. Nu, există stres, există deadline-uri și aici, dar o să te ajute foarte, foarte mult dacă îți și place ceea ce faci. Deci pe partea profesională e un mare avantaj să-ți și placă ce faci. O să stai 8-10 ore poate la locul de muncă și acolo e foarte, foarte important să nu fii supărat, să nu fii decepționat. Vai, încă o zi trebuie să mă duc la firmă. Deci, faptul că faci ceva cu pasiune la locul de muncă ajută extraordinar de mult. Dacă ar fi să le oferiți un sfat tinerilor care doresc să urmeze o carieră în domeniul ingineriei, care ar fi acela? Cum spuneam mai înainte, cred că ingineria, calculatoarele, tehnologia informației o să evolueze foarte, foarte mult în viitor. O să fie niște descoperiri majore, spuneam de quantum computers, de partea de criptografie, machine learning, inteligența artificială și acum deja partea de inteligență artificială e folosită inclusiv la mașini, să avem mașini care se conduc singure, să avem telefoane, să avem algoritmi din ce în ce mai buni. Nu le pot sugera decât să vină la o facultate cum e facultatea de inginerie și să fie atenți la toate materiile. Nu cred că o materie e mai importantă decât alta. Depinde unde o să ajungi să lucrezi, în ce domeniu o să ajungi să lucrezi. Citeam într-o carte, 21 Lessons for the 21st Century, că bunicii noștri, după ce au ieșit de pe băncile facultății, s-au angajat la o firmă și au putut să iasă la pensie de la firma respectivă. Cei care ies acum la pensie, s-ar putea să se fie angajat în domeniul acela. Studenții care acum vor să vină la facultate o să fie pregătiți pentru niște domenii care momentan nu există. Deci foarte, foarte important este să învețe pe tot parcursul vieții, nu numai în facultate, să nu învețe doar pentru examene, să învețe pentru ei, pentru că în domeniul ăsta, fiind un domeniu foarte, în care se poate avansa foarte, foarte mult, pot apărea multe descoperiri noi și aplicații noi. Ar trebui să învețe în fiecare zi, să citească, să se documenteze în fiecare zi și să devină din ce în ce mai buni, fie că e vorba de programatori, fie că e vorba de orice altceva,
pentru că e un domeniu extraordinar, care cred că în viitor o să fie din ce în ce mai important. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm și cu altă ocazie în studioul ULBS TV. Cu plăcere, o să mai vin!